Sunt co-organizator al conferinței HubWeb. Cred că mulți dintre voi au fost anul trecut la conferință, ne-am intersectat cumva pe parcursul anului trecut. Însă, pentru toți ceilalți, o să încep cu o foarte scurtă prezentare a ceea ce am făcut anul trecut la HubWeb. Așadar, am pornit cu o idee entuziastă și anume cea de a conecta Europa de Est la web-ul global. Anul trecut am organizat primul eveniment cu adevărat internațional din zona est-europeană, focusat pe antreprenoriat și tehnologie web. Așa cum în afară există evenimente precum Large The Next Web, The Web, Future Web Apps și așa mai departe. După cum vă spuneam, un eveniment cu adevărat internațional, am avut 20 de prezentatori, am avut 450 de participanți la Inter, de două zile, 24 de prezentări și panel care s-au întins pe 200 în fiecare zi, 4 ateliere de lucru în paralel cu prezentările respective, 2 petreceri, la care, din fericire, s-au făcut prea multe poze, și, de asemenea, foarte, foarte multă atenție din partea mass-mediei, pentru care vă mulțumim. Din fericire, au existat și urmări ale evenimentului de anul trecut și o să menționez doar două dintre ele. Și anume, în primăvară, John Bradford, fondatorul Springboard, unul dintre cele mai importante incubatoare, acceleratoare de afaceri web în Europa, a venit pentru prima oară în România se prezinte Springboard către antreprenori interesați și, dacă nu mă înșel, cred că a fost primul fondator de acceleratoare web care a venit și a făcut recrutare în România. Și, de asemenea, pe 14 și 15 mai am ajutat la organizarea la București a Yahoo Open Hack. Yahoo Open Hack este un eveniment european, anual, al Yahoo, destinat dezvoltatorilor de aplicații web, care a avut loc pentru prima oară în Europa, în afara Londrei. Și lucrul ăsta s-a întâmplat la București. E o problemă cu mica noastră prezentare. După Yahoo Open Hack, am organizat 3 evenimente locale. Aveam nevoie de o privire mai de ansamblu pentru a le prezenta pe toate. 3 mini HubWeb-uri care au avut loc în Sibiu, în Cluj, de unde aveți și această poză, și în Belgrad, prin care am încercat să ne conectăm cu comunitățile locale, să aflăm care sunt problemele pe care le au în a dezvolta aplicații în zona de web, pentru a vedea cum putem să-i ajutăm cu mai departe. Unul dintre lucrurile pe care le-am văzut, în discuțiile pe care le-am avut, după care am asigurat un slide, așa că trebuie să continuăm urmărat, este că există foarte multă, dacă vreți, mitologie în zona de antreprenoriat web. Auzim de foarte multe ori mitul studentului de 20 de ani care s-a închis într-o săptămână în cameră și a făcut cea mai tare aplicație în zona D și a obținut nu știu câte milioane de euro. De asemenea, există mitul acela la antreprenorului născut, al omului care Dumnezeu i-a pus câteva, nu știu, fărâme de învățătură divină în cap și el este cel ales, adică în afara celor care nu se alege Dumnezeu să fie antreprenori, ceilalți nu pot învăța. Deși antreprenoriatul este, prin definiție, o meserie și o chestie care se poate învăța. Și apropo de zona de informații încheiate, pentru că e și asta o chestie destul de interesantă, asta este o știre pe care am găsit-o ieri pe net. Nu știu exact site-ul, mă rog, mă aveți în site-ul. Un student din Iași a făcut o rețea socială
Precizarea este că a făcut o rețea socială doar pentru studenți din Iași, adică nu, pentru Iași era? Constanța. Deci a făcut o rețea socială, dar era numai pentru aceea. Și, în urmare, era o chestie extraordinară, pentru că, uite, un român a făcut un Facebook, nu? Nu-i așa? E ceva fantastic. Nefăcându-se, evident, diferența între ce înseamnă un software pentru o rețea socială și ce înseamnă o rețea socială de utilizatori, conținut și alte și alte povești. Un lucru pe care vrem să facem anul ăsta la HowToWeb este să avem o abordare un pic diferită, să fim... Să creăm un eveniment foarte consistent din punct de vedere al informațiilor despre afaceri web. Să discutăm despre cazuri concrete, să analizăm exemple care funcționează, să aducem în fața participanților modele de succes din Europa de Est și să facem toată chestia asta cu ajutorul unor antreprenori și a unor oameni de afaceri care au experiență practică. Avem unii dintre invitați care au 30 de ani de experiență în zona antreprenorială. Așadar, HowToWeb 2011, pe 9 și 10 noiembrie 2011, așteptăm 750 de participanți din România și din toată Europa de Est, care vor asista, care vor lua contact cu peste 30 de prezentatori internaționali. Vor fi două zile pline cu prezentări, panel-uri și workshop-uri. Asta este un element nou pe care îl aducem anul ăsta, și anume faptul că vom avea un track separat de workshop-uri care va ține în fiecare zi, de la, după primele keynote-uri până seara când se închide evenimentul. Focusul va fi pe discuții despre antreprenoriat, despre dezvoltarea afacerilor web, despre modele de succes, finanțare, dar în același timp vom analiza și două dintre cele mai interesante, dintre cele mai actuale trenduri în zona de web, și anume zona de social și mobile. Și încep prin a vă povesti câte ceva despre invitații confirmați. Vă rog să rețineți că evenimentul are loc pe 9 și 10 noiembrie. Suntem de-abia în iulie. Mai sunt câteva luni în care mai așteptăm cu confirmări. Așadar, reprezentanții acceleratorilor web din Europa, Carlos Espinal și Reșma Sofonii, sunt cei doi parteneri de la SeedCamp. Reșma ne-a vizitat și anul trecut. Anul ăsta o avem ca invitată într-un panel în care discutăm modele despre modele de acceleratoare web în Europa. Mai departe, John Bradford. John este anunțat săptămâna trecută al treilea accelerator de afaceri pe care îl organizează, după The Difference Engine în 2008, după Springboard anul ăsta. La jumătatea anului, John dă drumul la Ignite 100, este un accelerator cu un model de afaceri diferit de celelalte, pentru care un alt model de finanțare pentru startup-uri și oferă cea mai mare sumă de bani dintre toate acceleratoarele web europene pentru fiecare echipă, maximum 100.000 de euro. De asemenea, Chris Kovalchik de la Gamma Rebels. Gamma Rebels este primul și singurul deocamdată accelerator web din Europa de Est. Iarăși o prezență nouă pe piață, dar un tip cu foarte multă experiență de business, care a făcut ani de zile consultanță pentru investiții și antreprenoriat. Da, o să închid la Skype, știu. Între antreprenorii cei mai interesanți din Europa sunt confirmați doi. Ambii au startup-uri care au fost premiate anul ăsta în competiția The Telegraph despre cele mai bune startup-uri europene. Primul dintre ele, Huddle, este concurentul european al Basecamp-ului celor de la 37 Signals. Alex Ternicer este fondator și CEO al Huddle și a luat premiul pentru cel mai bun serviciu de B2B din Europa. Mai departe, Eric Valfos, fondator și CTO al SoundCloud. SoundCloud a primit premiul pentru cel mai bun serviciu de sharing muzical. Dacă sunteți utilizator ai Facebook, e posibil ca din când în când să vedeți câte un norișor portocaliu care apare în Steam. Acela e SoundCloud.
un business atipic pentru Europa, un business de B2C, care a avut parte de o tracțiune extraordinară și care a avut un impact extraordinar pe zona de social media. Apoi, antreprenori este europeni. Mickey David de la HTT Pur, dintre cele mai mari rețele de advertising online din Europa. Adam Zonlai Fischer, care este fondatorul Prezi. Prezi este chiar turul ăsta care fac eu prezentarea. O chestie foarte interesantă și inovativă din punct de vedere al interfețelor. Adam este undeva la intersecția dintre antreprenor și designer sau, mă rog, analist de interacțiune cu utilizatorii. Un tip foarte, foarte interesant, Branko Milutinović de la Nordeus. Nordeus este producător al jocului Top 11, care este cel mai popular joc social-sportiv din lume la ora actuală. Și firma este o firmă sârbească, cu sediu în Belgrad, capital integral sârbesc. Sunt, ca să vă dați seama ce înseamnă chestia asta, iau un joc de fotbal pe Facebook, care este mai popular decât FIFA, făcut de Electronic Sports și nu mai știu ce concurent are Disney, pentru că până la urmă lume. Din zona de antreprenori de mobile, iarăși trei antreprenori foarte interesanți, în primul rând Tai Tran. Tai este un tip cu o poveste extraordinară, a avut un startup pe care l-a vândut la Yahoo prin 99, după care a plecat la Google. La Google a fost product manager pe Google Maps, care este cel mai folosit API din lume. A fost apoi product manager pe YouTube. Și după aceea a plecat și a fundat Livebox, o companie de aplicații pentru device-uri mobile care este focusată pe piața de Android. Mai departe, Felix Peterson, cofondator Plazes, care a fost prima rețea socială pe mobile prin 2006. Evident, nu a mers vreodată, dar a fost achiziționat de Nokia. Felix a plecat de la Nokia și a fondat acum o aplicație despre care evident nu mai apare așa cât o știre pe TechCrunch, care se numește Amen și care este în private beta. Și mai departe, Michael Grudenberger, care este fondator RJ DJ. Nu știu câți dintre voi aveți iPhone-ul, destul de mulți, aș îndrăzni să spun. Mă scuzați un moment, dar nu am ce face, că se dă un sign. Să mai vedem și noi ce mai este. Fondatorul RGDJ. RGDJ este cea mai creativă aplicație de mobil pe care am văzut-o până acum. Este o chestie care are o linie muzicală, are mai multe linii muzicale, da? Mai multe fundale sonore, și pe care le mixează în timp real cu tot ceea ce telefonul percepe. Sunet, voce, scade sau crește bitul în funcție de cât de repede ghiși telefonul respectiv și așa mai departe. Iar cei de la RGDJ spun că prin chestia asta creează un soundtrack în timp real pentru viața ta. Este o chestie foarte, foarte interesantă și care este oarecum spectaculoasă. Din zona de investitori, Chris Group, business angel și advisor în companii de tehnologie, atât în Londra cât și în Silicon Valley, și Alex Hoy, iarăși business angel și advisor. Și pentru că ne-am simțit foarte, foarte bine cu el anul trecut, cei care ați fost la eveniment cu siguranță îl țineți minte, Mark Randall, un tip cu 10 de ani de antreprenoriat, cu o poveste extraordinară în spate, și care în prezent este chief strategist la Adobe Media, care va veni pentru a doua oară în România pentru a ține un keynote. Așadar, mai departe, informații despre ce alte chestiuni vrem să facem în afară de speaker. Vrem să aducem o
Prezentul la dispoziția participanților, au copute gratuite. Noi avem în Europa de Est o problemă pe care o cunoașteți cu toții și anume nu există zboruri low cost între orașele din Europa de Est. Și pentru a facilita participarea la eveniment, vom avea autocare gratuite pentru cei ce vin din Iași, Cluj, Timișoara, Sofia și Belgrad. Călătoria cu autobuzul niciodată poate fi un chin, însă încercăm să o facem o adevărată experiență, să punem la dispoziția celor care vin, știu eu, filme legate de zona de antreprenoriat web sau de, de web în general, să organizăm mici sesiuni de hacking sau prezentări ale celor care vin cu autobuzul. De asemenea, tot în cadrul Autoweb vor avea loc câteva mini-evenimente pe care vreau să le prezentez. În primul rând, Startup Challenge. Startup Challenge este concursul nostru pentru startup-uri est-europene, maxim 2 ani de înființare și fără finanțare din partea de Silver. Asta este condiția de participare. Anul trecut am avut 5 finaliști, dintre care unul dintre startup-uri a venit din Londra. Pentru că în jurul erau oameni tot din Londra, pe care ei în Londra nu puteau întâlni. O să avem de asemenea un juriu anul ăsta foarte interesant, plin de oameni decizii la nivel european în ceea ce înseamnă antreprenoriat web. Prețul biletelor va fi exact ca și anul trecut, între 150 și 250 de euro, inclusiv TVA. Serie limitată pentru o serie limitată și, mă rog, la cost redus pentru studenți, pentru că ne dorim să includem în ceea ce facem și pe cei care sunt la început de drum și biletele sunt disponibile acum. Foarte pe scurt, asta a fost prezentarea despre Autoweb. Aștept cu mare plăcere întrebări din partea voastră. Ce s-a întâmplat anul trecut? Cu ce s-a soldat ediția de anul trecut? În termen de business, după aceea, sau ființa numai companii? Au fost câteva companii care au luat finanțare, dar sunt niște chestii pe care le pregătim ca surprize. Ca surprize pentru mai târziu, nu pentru atunci, ci pentru mai târziu. Pe plan local sau la nivel european? Nu, pe plan local. Da. Chestiunea este că toți cei care vin aici și toți cei pe care îi aducem, încercăm să-i selectăm dintre cei care sunt interesați de ceea ce se întâmplă la noi. Adică nu doar nu vrem să vină speaker care au venit, țin o poveste, spun o poveste, vorbesc jumătate de oră, cu care mănâncă un sandwich, un pahar cu vin și pleacă acasă. Nu ne interesează genul ăsta de interacțiune și este motivul pentru care avem niște speaker care avem câteva speaker ce vor reveni acum, dintre cei care au fost anul trecut, bineînțeles, nu vor avea prezentări, ci mai degrabă panel-uri și vom folosi pentru altfel de lucruri, dar încercăm să creăm o legătură cu ceea ce se întâmplă în Berlin, în principiu, și în Londra, sau în principiu, și în Berlin, pentru că astea sunt hub-urile cele mai importante de tehnologie în Europa acum și e foarte bine să găsim câțiva oameni de legătură. N-am văzut companii mari, românești sau internaționale, adică astea nu sunt interesate de numai asta. Adică este o mișcare așa, cel puțin pentru mine așa, underground. N-am văzut niciun nume cunoscut între speaker. Nu, care să fie interesate de sponsor de rembe. Sunt companii interesate. Care să susțină evenimentul. Să susțină, să reușească după aceea să le scoată. Păi atunci e fost pe ei. Nu este niciun fel de problemă asta. Suntem în discuții cu multe firme din zona asta de tehnologie de la noi. Doar că din cauza open hack-ului, în principiu, pentru că da, a fost o oarecare decalare între momentul lansării și momentul în care ne-am semnarea contractului. Deci ele au fost prezente și anul trecut. Da, au fost prezente, dar ceea ce încercăm noi să facem, între alte lucruri, și credem că facem foarte bine lucrul ăsta, este să nu intersectăm zona de sponsori cu zona de speech-uri. Deci dacă ești sponsor la Autoweb, nu înseamnă că trebuie să prezinti ceva pe scenă. Sponsorii au obiective de marketing, putem să atingem obiectivele de marketing cu activități de marketing, dar nu neapărat cu prezentarea la scenă. Și asta e o chestie care face să avem foarte mult conținut de calitate.
este unul dintre cei. Dacă ar veni un antreprenor care acum în România și n-ar ști foarte multe lucruri despre România și te-ar întreba pe tine care este cel mai de succes proiect online românesc. Cel mai de succes proiect este ăla care face exit sau care e situația în care nu se listează cu lucrurile. Deci nu avem singurul succes major în privința asta, cred că poate fi nimic încercat. Și Adobe. Greșesc cu ceva? Corectați-mă. Ok, și Adobe. Și Adobe, pentru că și au făcut, adică Interact, care au făcut exit la Adobe. Dar asta înseamnă de succes, adică ai ajuns la capătul drumului. Restul sunt proiecte foarte interesante, sunt proiecte noi apărute a noastră care sunt foarte interesante, dar nu sunt acolo. Unde câte numi de succes. Cum percepăm să punem tot se poate? Ce ai noastră de vreme și ca capitalist? Valii au scăpat de asta și au trecut în extrema cealaltă. Au scăpat de teama asta în sensul că acum lumea cere finanțare dacă are o idee. Am avut o discuție la Sibiu cu cineva care m-a întrebat, spunea că el are o idee bună și m-a întrebat de unde ia finanțare. Mi-a zis, băi, dacă ideea ar avea valoare, în general, o simplă idee, ar exista o piață de tranzacționare de idei. Tu cunoști o astfel de piață? Nu, pentru că bun, se pot tranzacționa patente, chestii de cercetare, dar nu mai sunt idei. Sunt lucruri care au o grămadă de muncă în spate. Da, deci de teamă au scăpat, nu neapărat în cel mai bun mod. Ați încercat să capacitați și zona asta de cercetare în zona soft, academică și acolo sunt multe faburi, dar ele nu au niciun fel de intersecție cu treaba antreprenoriatului. Deci societatea românească e segmentată foarte aiurea și nu există canal de comunicare. Nu are legătură cu societatea românească. La Microsoft am văzut zilele trecute în 3 puși din anul 3 la Universitatea din Cluj, la Cibernetică, am anunțit, care au văzut o aplicație incredibilă. Deci o tabletă pentru orice. Și care se poate reprograma la infinit. Deci în funcție de fiecare orbă, n-am înțeles foarte bine că trebuie să fii, să cunoști praiul și toate celelalte. În practic se poate adapta cititului în limbajul lui. Deci sunt niște hub-uri din astea care lucrează niște proiecte incredibile și le iau companiile mari, adică n-ajung în zona de antreprenoriat. Ce este și în... N-aș vrea să filozofez foarte tare. Ai zice doar că e diferență între modelul european și modelul american în privința asta. Nu, nu are legătură neapărat cu România. Sunt două modalități pentru a aduce inovațiile respective în zona de produse. Pe de o parte, educația antreprenorială în facultăți, ceea ce la noi lipsește cu desăvârșire. Există educația de management, dar nimic legat de educația antreprenorială. Absolut nimic, zero. Și e normal ca respectivii să nu gândească în termenii unui potențial business pentru că nu au cunoștințele care să le permite să facă chestia asta. Pe de altă parte, o altă variantă de implementare a lor este achiziția de către companii, dar asta numai în momentul în care a ajuns la un patent, la ceva discutabil, altfel pur și simplu ești angajat și nu asta e.